Miercuri 8 decembrie, abia întorși din vacanța parlamentară în care au susținut în colegiile lor candidații pentru primării, consilii locale și județene, deputații au votat moțiunea simplă intitulată Cel mai mare dezastru în agricultura românească din perioada post-decembristă, inițiat de PSD și ALDE. Moțiunea a fost dezbătută în urmă cu 3 săptămâni în prezența ministrului Agriculturii, Achim Irimescu. Potrivit modificărilor care au avut loc în ultimul timp, prevederile din Constituție sunt clare. Este un avertisment, o notificare către guvern, către ministrul de Agricultură. Acum ce va decide premierul Cioloș, nu pot să vă spun. Ceea ce pot să vă spun este că din aproximativ 289 de voturi, n-am scris la mine acum că vorbesc la telefon, nu știu cât exact, 189 au fost pentru, 13 împotrivă și vreo 80 și ceva abțineri. Dar liberalii n-au votat? Liberalii s-au abținut, 87 de voturi. Aha. Așa, și cum apreciați gestul liberalilor? Păi, gestul liberalilor ca întotdeauna. Potrivit inițiatorilor, moțiunea sancționează derapajele grave din domeniul agriculturii privind neacordarea plăților directe, blocarea accesării de fonduri europene, blocarea investițiilor în domeniul irigațiilor și managementul defectuos la nivelul ministerului și al unităților subordonate. În opinia semnatarilor moțiunii, aceasta a trecut cu 189 de voturi pentru, 13 împotrivă și 87 de abțineri ale liberalilor. Ministrul Achim Irimescu trebuie să plece din fruntea Ministerului Agriculturii pentru a nu se desființa întreg sectorul agroalimentar și pentru a nu transforma cetățenii României în cerșetorii Europei.